Povestea lui Enescu începe acolo, departe, pe plăurile Moldovei. A străbătut o calea nevoioasă, străjuită de copaci ce se pierd în zarea îndepărtată. A fost lung acest drum. Cu aceste cuvinte își încheia George Enescu povestea vieții sale, relatată lui Bernard Cavotti și difuzată în 1951 și 1953 prin Radiodifuziunea Națională Franceză. La Liveni, vara se apropia de sfârșit, iar roadele pârguite se răsfățau în soarele cald și blând al amiezii. Maria și Costache Enescu așteptau cu înfrigurare ziua cea mare, ziua în care aveau să primească în dar pe cel de-al optulea copil, care avea să umple golul lăsat prin dispariția înainte de vreme a celor 7 fii și fiice, măcinați de boli necruțătoare în acele timpuri. Și ziua aceea a sosit la 19 august, era în anul 1881. Je suis un fils de la terre. Mon père était agriculteur. Mon père était le fils d'un prêtre orthodoxe. Costache Enescu a rupt tradiția familiei de a se dedica preoției. Fire energică, om muncitor și cu o mare dragoste de pământ, Costache Enescu a adunat o avere considerabilă pentru a-i oferi unicului său fiu educația necesară dezvoltării talentului muzical pe care l-a intuit din primii ani. Ma mère était ma mère, ou plutôt elle était maman. Une mère admirable, tendre, aimante, trop peut-être. Que ma mère était comme mon père, la fille d'un prêtre orthodoxe. Copilăria lui George Enescu a fost vegheată cu o mare grijă de către părinții săi, care au știut să-i cultive interesul pentru carte, pentru învățătură. Enescu a crescut în ambianța calmă românească, încărcată de valorile unei civilizații rurale, plină de sensibilitate. À 4 ans, je savais déjà lire, écrire, faire des additions, des soustractions. J'avais horreur de presque tous les jeux, surtout des jeux brutaux. Je les trouvais inutiles. J'avais le sentiment du temps perdu. Muzica a intrat pe neașteptate în viața lui Enescu. J'entendis par hasard un orchestre de tziganes qui jouait dans une station balnéaire assez proche de notre village. Impactul a fost puternic și definitiv. A pornit cu încăpățânare la făurirea unei viori, dintr-un lemn și o ață. Apoi, fluierând, a încercat să imite sunetele auzite. Cea din tâi vioară, o jucărie dăruită de părinți, l-a nemulțumit și a distrus-o, pentru ca abia cea de-a doua un instrument adevărat să satisfacă setea de muzică a copilului. Fără nicio educație muzicală, foarte curând, micul Enescu putea să reproducă cu mare exactitate melodii la modă pe care le auzea în casă de la tatăl și mama sa, amator de muzică. Costache Enescu cânta din când în când la vioară, iar Maria Enescu cânta la ghitară, având un bun instinct muzical. Costache Enescu, impresionat de destoincia fiului său, în a reda cu exactitate o linie melodică și ritmică, a hotărât să-l ducă la Iași, la renumitul compozitor și profesor Eduard Caudela. Evident că părerea lui Costache Enescu nu era suficientă. A vrut să aibă o părere a unui om de competență. În vremea aceea trăia la Iași vestitul Eduard Caudela, care era mare profesor, pedagog foarte bun, cum spun, și director al conservatorului. Costache Enescu a plecat cu copilul la Iași pentru ca să-l asculte Caudela. Întrevederea între Caudela și George Enescu o dețin chiar din gura lui Caudela, pentru că, repet, Caudela mi-a fost și mie profesor de vioară și era veșin cu casa mea. Și îmi povestea când a apărut copilul, care era foarte dârz și foarte sigur pe el, Caudela îi spune, ia cântă și avea strângarele. Și George Enescu îi spune lui Caudela, întâi să-mi cânti dumneata să vedem dacă știi. Evident că Caudela l-a
La 16 s-a gândit și de o corecțiune, mai mult sau mai puțin dură, dar iarăși și-a făcut următoarea socoteală. Dacă din gura acestui copil iese vorbele care au ieșit, înseamnă că copilul are întrânsul anumite elemente pentru ca să se poată să stăpâna pe tot ce gândea el. Vă sfătuiesc să-l duceți imediat, să înveți notele și după aceea să-l aduceți ca, în adevăr, să putem discuta. Inginerul Zoller din Dorohoi a fost primul îndrumător al micului Enescu în învățarea notelor muzicale. Dezvoltarea rapidă a deprinderilor necesare transcrierii ideilor muzicale nu mai corespundea instrumentului monodic vioara. Și astfel, în casa Enescu apare primul pian, miraculos mijloc pentru învățăcel de a crea armonii, de a putea cânta mai multe voci deodată, instrument atât de stimulator pentru imaginația sa muzicală. Este sigur că el a ascultat muzică lăutărească în copilărie și nu o spunem în mod gratuit, și eu o spun ca un om care, cercetând manuscrisele lui din copilărie, am constatat că de la vârsta de 6-7 ani, el avea transcrieri de piese lăutărești, Hora Sinaiei, Banu Mărăcine și așa mai. Deci lucrul este cert, este atestat prin documentul muzical. Deci el avea foarte bine în ureche această muzică și în sensibilitatea lui. J'ai commencé à composer à partir du moment où j'ai pu disposer d'un piano. Bon, ce n'était ni un Gavot ni un Steinway. Un très vieux piano, très modeste, mais enfin un piano. Je me mets à composer immédiatement. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'y retrouve cette idée fixe d'être d'abord, d'être uniquement compositeur. Je savais diablement ce que je voulais. Et je voyais grand, grand, immense. Savez-vous ce que je composais? Și ca și cum darurile muzicale nu ar fi fost de ajuns, micul Enescu desena cu o mână sigură, cu imaginație, cu un remarcabil simț al proporțiilor și al culorilor. Tot așa cum își conducea și gândurile sale sonore, pe care le transforma în muzică. Vizitându-l din nou, 2 ani mai târziu, pe Eduard Caudela, compozitorul a fost impresionat de evoluția copilului și l-a sfătuit pe Costache Enescu să-și ducă fiul la Viena pentru a beneficia de îndrumarea unor mari maestri. Deși Enescu nu avea vârsta pentru a fi primit la conservator, datorită calităților sale neobișnuite, s-a făcut o excepție și, astfel, Viena a devenit leagănul primei sale educații muzicale. În anul 1898, orașul era încă încărcat de spiritul lui Beethoven. La marginea Vienei, una dintre locuințele lui Beethoven păstrează și azi crâmpeie din ambianța în care s-au creat comori sonore ale umanității. Pentru Enescu, Beethoven nu era un geniu care se pierdea în noaptea timpurilor, ci un artist care trăia încă în amintirea bătrânilor. La orchestra conservatorului cânta copil fiind unele simfonii ale Titanului de la Bonn pe partituri manuscrise.